În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu vreau să vă rețin mult, doar așa vă spun o mică pildă, pentru că pildele sunt frumoase și sunt de multe ori reținute cel mai bine atunci când mergem acasă și punem și noi în practică ceea ce auzim. Se spune că undeva în timpurile noastre era un călugăr care avea acest obicei să cerceteze închisorile unde erau prinși și condamnați cei mai răi, hai să nu le zicem chiar criminali, răufăcători oameni. Dar acesta nu se temea, pentru că știa că și între aceste locuri va găsi suflete dornice să se pocăiască, dornice să găsească sau să-L găsească pe Dumnezeu. Și nu-L interesa dacă, de exemplu, persoana în cauză care dorea să se pocăiască este neapărat creștin-ortodoxă, putea să fie de orice confesiune sau putea să fie un, să zicem, ateu care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu. Și bineînțeles că cercetând închisorile, cercetând azi, cercetând mâine și așa mai departe, într-una din zile, un condamnat l-a abordat el pe acest călugăr. Și a spus: părinte, iată, te văd de ceva zile, ceva timp, te văd aici, că tot vii în fiecare zi, tot vii și vorbești la colegii mei despre Dumnezeu. Eu nu sunt un creștin. Nu mă știu să fi mers vreodată la biserică, nici măcar când eram copil. Dar vezi tu, eu aici, în închisoarea aceasta, sunt închis, sunt condamnat pe viață, să-mi petrec restul zilelor, pentru că mi-am ucis soția. Într-un gest de gelozie, mi-am ucis-o fără să stau să mă gândesc. Bineînțeles că, stând în acest loc, ani de zile, am ajuns să aflu că soția mea era nevinovată de fapta pe care eu am crezut că este vinovată și pentru care am și ucis-o. Ei, gândește-te, părinte, cât ar trebui să îndur eu aici lupta cu mine însumi, cu vinovăția, visurile, coșmarurile, insomniile și multe alte stări de deznădejde. Dar la un moment dat, asta vreau să spun, la un moment dat s-a întâmplat un lucru pe care aș vrea ca tu să mi-l lămurești, pentru că tu știi mai bine problema. La un moment dat am început să am un vis. Și în vis mi se arăta chiar soția mea, care nu era supărată pe mine, nu era mânioasă, dar îmi repeta trei cuvinte: rabdă, roagă-te și nu deznădăjdui. Și sufletul meu dintr-o dată a simțit pace și liniște. Dar după mulți ani, după multă osteneală, după multă durere, după mult chin. Și atunci aș vrea să-mi lămurești și mie acest vis. Ce se întâmplă de fapt? Ce lucrare are Dumnezeul tău cu mine, cel care, iată, eu niciodată nu i-am cerut ajutorul și nici măcar nu știu să mă rog către dânsul. Nici n-aș ști cum să mă rog către dânsul. Și bineînțeles că călugărul i-a spus foarte simplu acel verset din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Deci cred, suflete, că Dumnezeu, iată, chiar dacă tu te consideri ateu și necredincios, El
te consideră fiul său. Și chiar acolo, în întunericul în care tu te afli, el vrea să te scoată la lumină. Și bineînțeles că condamnatul i-a spus, l-a întrebat așa ușor ironic, dar crezi că pentru mine mai există șansă de pocăință, părinte? Și părintele i-a spus, da, cu siguranță cred acest lucru. Cred în acest Dumnezeu către care eu mă rog, pentru că El s-a jertfit pe cruce pentru tot omul, pentru toată creația sa. În momentul când Hristos s-a jertfit pe Golgota, nu a făcut o selecție. Pentru unii s-a răstignit, pentru alții i-a lăsat deoparte, ci pentru toată lumea. Adică a făcut-o și pentru tine. Doar că vreau să ții cont de ceea ce îți voi spune. Vreau ca acest canonar, vreau ca acest canon pe care tu îl duci, această temniță, această, să zicem, detenție pe care tu o duci, mai ales pe cea sufletească, că pe cea trupească nu te pot dezlega eu, dar acea sufletească măcar vreau să o împărțim în două. Adică jumătate din canon să-l porți tu și jumătate să-l port eu. Adică eu voi merge la chilia mea și mă voi ruga pentru tine, dar uite, îți lăs o carte de rugăciuni și de aici, din închisoarea ta, din celula ta, te vei ruga și tu pentru iertare păcatelor tale. Și cred, cu toată nădejdea în Dumnezeu, că îți va ierta păcatul până la urmă. Și bineînțeles că acesta care, iată, nu mai avea nicio șansă de mântuire, sau considera că nu mai are nicio șansă de salvare și de mântuire, dintr-o dată s-a simțit dezlegat, dar nu din neputința sau din temnița fizică, pentru că temnița fizică merge după legile umane, după legile omenești, adică acolo nu putea să facă nimic, dar s-a simțit dezlegat de temnița sufletească, pentru că aici, de fapt, era problema. Să scape de această vină, pentru că făcuse la urma urmei o faptă, ucisese pe cineva care nu se făcea vinovat de nimic. Și bineînțeles că acesta, din urmă, în închisoare, s-a botezat, a ajuns creștin ortodox și a murit în păcat, în legea creștină, așa cum trebuie, iertat de păcatele sale. Ce vreau să scot în evidență? Cu toții avem acolo în conștiință lucruri care ne apasă, lucruri care ne dor, lucruri care poate le mărturisim, poate le recunoaștem, poate le ascundem și abia poate doar în fața lui Dumnezeu reușim să le scoatem la suprafață, pentru că în rest, de multe ori nici măcar în fața duhovnicului nu reușim să spunem lucrurile care cu adevărat ne apasă și ne dor. Pentru că spune Părintele Calistrat Spovedanie, de fapt, cam asta înseamnă să spui lucrurile care cu adevărat îți vine greu să le spui. Nu aceste banalități care noi le spunem așa în fiecare zi, că de multe ori plecăm de acasă și stăm și ne gândim, oare ce mai spunem duhovnicului? Că el știe că scârtitor, știe că judec, știe că mă enervez, dar ce ar trebui să-i spun mai mult? Adică ajungem așa într-un impas și considerăm că nu mai avem ce să-i mai spunem duhovnicului în spovedanie. Dar sunt lucruri. Bineînțeles că atâta timp cât noi nu ne cercetăm în profunzimea sufletului nostru și rămânem doar la suprafață, lucrurile acestea care țin de pocăința noastră personală, de neputințele noastre personale, rămân în adâncul sufletului nostru și abia când ne izbim de o cumpănă în viață, de un necaz, de o încercare pe care nu putem să o ducem singuri, atunci ne dăm seama că încercările vin tocmai și din faptul că sufletul nostru încă nu este în totalitate curat. Și că pe undeva sunt multe lucruri pe care le-am făcut și nu le-am îndreptat sau nu le-am corectat.
Sau nu ni le-am asumat. Știți cum e vorba aceasta modernă când arunci cu vorbe către cineva și îl faci așa din cap până în picioare, îl faci troacă de porci. Ei spui, da, am spus-o la supărare. Și atunci, cu siguranță, credem sau avem impresia că în Cartea Vieții Dumnezeu spune Gheorghe, atunci când a făcut păcatul acela, treceți acolo în paranteză că l-a spus la supărare, ca să aibă antecedente, ca să aibă cumva circumstanțe atenuante, să nu primească o sândă prea veșnică sau prea mare. Nu e așa. Chiar dacă spunem cuvinte la supărare, să ținem cont că după ce trece supărarea, urmează pocăința. Și recomandăm, și am recomandat tot timpul, Psalmul 50, canonul de pocăință către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, seara. Chiar dacă nu ne amintim exact care ar putea fi greșelile noastre, către cine, cum și când s-au întâmplat, dar știm că s-au întâmplat, pentru că nu putem fi fără de păcat. Nimeni nu este fără de păcat dintre oameni, afară de Bunul Dumnezeu. Așa că aceste lucruri trebuie să le cercetăm. Și dacă noi nu putem să le cercetăm cu propria noastră minte, cu propria noastră conștiință, ne ajută rugăciunea. Ne ajută Sfinții, că iată vorbim despre acest Părinte care l-a ajutat pe cel în cauză să iasă din neputința păcatului. Așa că și Sfinții aceștia către care noi ne rugăm și le cerem ajutorul, nu sunt doar persoane către care noi ne împlinim niște canoane de rugăciune. 40 de zile, o săptămână, un an de zile și așa mai departe. Sunt persoane, sunt casnicii lui Dumnezeu care ascultă și ne așteaptă să le cerem ajutorul. Adică noi spunem, rostim acatistul, rostim rugăciunea, dar la urma urmei, știi cum spunea Părintele Teofil Părianu, bun, ai rostit rugăciunea, dar de fapt ce vrei de la mine? Adică ne rugăm către Sfânt sau ne rugăm către Maica Domnului, dar ce vrem de la ea sau ce vrem de la Sfinții la care ne rugăm? Vrem iertare, vrem ajutor, vrem înțelepciune? Vrem să ne vedem mai mult neputințele noastre? Vrem să vedem cu ochii mai deschiși viața ce se întâmplă sau ce se desfășoară în jurul nostru și să ieșim din sufletul și din bula noastră personală, să vedem ce se întâmplă și în exteriorul nostru? Da? Pentru că se întâmplă multe. Doar că atunci când noi nu reușim să vedem atât de departe și nu reușim decât să ne vedem doar pe noi înșine, e bine să cerem ajutorul lui Dumnezeu sau să cerem ajutorul Sfinților. Că iată, de multe ori și avem foarte mulți Sfinți contemporani cu vremurile în care trăim, care până să ajungă în calendarul acesta de Sfinți, până să îi cinstim ca și Sfinți în mod oficial, au trecut printr-o viață ca și noi. Și mulți au luptat cu păcatul. Mulți au luptat cu neputințele, dar au știut să facă alegerea cea bună. Deci între noi și cei care au urmat să fie sfinți la vremea când trăiau, nu e nicio diferență. Diferența o face alegerea pe care o facem noi acum și alegerea care au făcut-o ei. Adică alegem calea cea bună, alegem calea cea dreaptă, alegem calea către Dumnezeu, atunci avem șanse să le călcăm pe urme. Și cu adevărat aceștia să fie modelii noștri. Modelele noastre, pardon. Pentru că spune Sfântul Ioan de Kronstadt, un lucru care l-a mai repetat de multe ori, spune că noi avem de ales între două mame. Prima mamă este societatea, care ne oferă modelele care le vedem în fiecare zi la televizor și care se ceartă toată ziua de dimineață până seara. Ori azi zâmbesc, mâine se ceartă. Și noi îi luăm drept modele. Sau ne uităm pe la televizor, vedem tot felul de scenarii care n-au nicio treabă cu realitatea, dar noi vrem să fie parte din realitatea care, în care trăim acele scenarii. Pentru că multe sunt cu final fericit și ne dorim și noi să, ca în viața noastră, să fie un parcurs, să zicem, hai, nu neapărat un final fericit, dar măcar un parcurs
lipsit de probleme, lipsit de necazuri, lipsit de certuri, lipsit de neînțelegeri, lipsit de ură. Am vrea. Dar nu se întâmplă. Și atunci ne întoarcem către a doua mamă, care, spune Sfântul Ioan de Kronstadt, este biserica. Și modelele sunt acolo, uitați, sunt pictate de jurul împrejurul nostru. Și fiecare dintre aceștia are o viață. Fiecare dintre aceștia reprezintă un model pe care putem să-l luăm și să-l urmăm. Sau putem să-i cerem ajutorul să ne ducă de mânuță așa ca niște oameni neputincioși sau ca niște copii neputincioși, să ne ducă pe calea care trebuie, pe calea pe care ei au mers. Și acolo unde este primejdie, acolo unde este ispit, acolo unde este încercare, să le cerem ajutorul. Pentru că de asta sunt ei prezenți în viața noastră. Da? Era o situație foarte faină, cred că am mai repetat-o odată. Nu știu dacă apucați să cercetați, este o cuvioasă care se cheamă Cuvioasa Olga din ținutul îndepărtat al Americii, în Alaska. Și avea o faptă foarte interesantă această cuvioasă, că veneau la dânsa foarte mulți străini. Și veneau dintre cei care erau apăsați de foarte multe păcate, de foarte multe răutăți în suflet. Și știau că calcă în casa unei femei cu viață sfântă. Și se rușinau. Dar ea îi punea pe toți la masă și le oferea mâncarea cea mai bună, le oferea îmbrăcămintea cea mai bună, le oferea vorba cea mai bună. De ce? Ca să se simtă acasă. Pentru că și fiul risipitor atunci când s-a dus până în țara străină, acolo departe, a vrut să se întoarcă acasă la un moment dat. Și noi în conștiința noastră, când ne adâncim în păcat, în întuneric, când deznădejdea ne apasă, ce ne dorim? Ne dorim acasă. Ne dorim sub patrafirul duhovnicului să ne dezlege, să ne ierte, să primim o șansă nouă și să o luăm de la capăt. Dar vedem că de multe ori, iată, ne luptăm cu noi înșine și lupta nu este ușoară. Dar lupta asta, exact așa cum v-am dat pilda de care am vorbit mai devreme, lupta asta poate fi ușurată prin mijlocirea acestor sfinți. Adică ei sunt parte din viața noastră. Trebuie să devină parte din viața noastră. Și am recomandat de foarte multe ori, căutați-vă un sfânt, poate sfântul al cărui nume îl purtați, sau în ziua în care v-ați născut, sau un sfânt care poate l-ați descoperit, i-ați cercetat viața și acatistul și v-ați regăsit în el, în viața lui, în rugăciunea către dânsul. Și încercați să faceți constant această relație cu el. Și o să vedeți ce se întâmplă. Și o să vedeți că nu doar în rugăciune, în momentul acela când îi citești acatistul, stai și vorbești cu el, ci oriunde, orice ai face, mintea te duce la dânsul. Și ca și cum ai purta o discuție cu un frate mai mare sau cu un tată, care te știe, te cunoaște, te acceptă, te rabdă, te ajută și permanent se roagă pentru tine. Chiar și atunci când tu ești indiferent. Chiar și atunci când ai alte priorități. Chiar și atunci când ai mintea și sufletul împietrit. Chiar și atunci când ești preocupat mai mult să urăști pe aproapele tău decât să te gândești la Dumnezeu. Pentru că vedeți voi, tocmai partea asta cea mai dureroasă a problemei, că o doză foarte mare de ură o găsim nu la cei care nu cred în Dumnezeu, ci la cei care afirmă că cred în Dumnezeu. Acolo găsim ura. Vedeți voi, noi tot timpul spunem că cei din afară, care sunt, eu știu, de alte confesiuni, vin și ne încalcă teritoriul și vin și ne fură creștini așa cum fură lupul oaia, dar problema se pune, noi ne-am gândit că până să vină aceia, noi facem o bună parte din treabă prin ura noastră unii față de alții și prin faptul că sufletește slăbim în fața încercărilor vieții atunci când nu ne respectăm și nu ne iubim unii pe alții și atunci când vine ispita, ea ne doboară foarte ușor pentru că noi deja suntem slăbănogiți de propriile neputințe. Deci până să vină
sectarul, până să vină ateul, până să vină, eu știu cine altcineva, să ne distrugă pătrățica și unitatea noastră, o facem noi. Și acela face doar o treabă foarte măruntă. Da? Deci mare atenție. Mare atenție, pentru că credința și trăirea noastră ortodoxă se împlinește în primul rând prin faptă. Și dacă spunem că ortodoxia este credința cea adevărată, trebuie să o arătăm prin faptă. Pentru că dacă nu arătăm prin faptă și prin viața noastră personală, nu ne crede nimeni. Ieșim în societate. Și spunem, ortodoxia este credința cea adevărată, că se bazează pe fundamentul liturghiei, a Sfinților Părinți, Harul Duhului Sfânt și așa mai departe. Și oamenii vor spune, bun, teoria e bună, dar fapta ce spune? Viața ta. Vreau să văd viața ta cum este. Știi să ierți? Știi să iubești cu adevărat? Știi să rabzi? Știi să accepți? Știi să sfătuiești? Să scoți pe om din întuneric? Dacă e așa, atunci fapta se împlinește cu teoria și atunci, da, primesc ceea ce îmi spui și te urmez. Dar dacă teoria se oprește și fapta spune altceva, atunci, iartă-mă, dar mi-e frică să te urmez. Știți cum era o mică glumă duhovnicească? Spunea că un evreu bogat avea o trăsură și cel care îi conducea trăsura era un creștin de-al nostru ortodox. Și la un moment dat, trecând pe lângă o biserică, creștinul nostru nu și-a făcut cruce ca să se roage către Dumnezeu. Și evreul a observat. Și când a ajuns la capătul drumului și când trebuiau să se întoarcă înapoi, evreul i-a spus, din păcate o să trebuiască să îmi caut alt birjar, pentru că în tine n-am încredere. Dar cum, stăpâne, de ce să n-ai încredere în mine? Doar nu te-am dus în siguranță? Doar nu te-am dus la destinație cu bine? Ba da, dar tu ai trecut pe lângă biserica ta și nu ți-ai făcut cruce. Ceea ce înseamnă că eu nu am încredere în tine ca om. Iată cât de simplu. Da? Deși pare nostim, sau deși pare așa o chestie simplă, dar spune foarte multe. Pentru că în credința noastră ortodoxă, lucrurile trebuie să se împlinească prin faptă. Da? Trebuie să se împlinească prin faptele noastre. Nu să așteptăm la alții să ne ofere fapte de pe urma căreia să învățăm noi mai apoi. Pentru că timpul trece, viața trece. Da? Până așteptăm noi să se nască niște modele pe care să le urmăm, trece timpul. Da, e drept că, într-adevăr, poate de multe ori nu știm cum să procedăm în anumite situații. Dar avem duhovnicul, avem sfătuitorul, avem legătura noastră către Dumnezeu prin el. Da? Și spune Sfântul Isaac Sirul, dacă vrei să te mântuiești cu întrebarea, să călătorești. Și atunci putem să întrebăm și putem să aflăm răspunsurile cele mai elementare, cele mai simple, baza, temelia. Și de acolo să începem. Și nu trebuie să copiem pe nimeni, ci trebuie să fim noi înșine. Trebuie să aducem tot ceea ce este mai bun din ceea ce vedem în jurul nostru, dar să punem în sufletul nostru și să redăm așa cum putem noi să facem. Pentru că vedeți de multe ori și puterea aceasta a exemplului de multe ori este prea grea de dus, pentru că vrem să urmăm pe cei din jurul nostru. Dar cei din jurul nostru, dacă-s mai desăvârșiți ca noi, dacă-s mai cu viață sfântă decât noi, o să ne vină greu să-i urmăm. Pentru că nu putem să facem lucrul acesta. E prea greu. Și atunci avem nevoie de o temelie, de un lucru mai ușor, mai simplu. Și Dumnezeu se coboară până la nivelul nostru. Atât de simplu cât este. Copii mici, încâlciți, care ne împiedicăm în fiecare zi, în fiecare clipă, care vorbim sau vorbește gura fără noi, sau facem fapte pe care le regretăm mai apoi, care astăzi se roagă și mâine uită de rugăciune, astăzi se împărtășesc și până seara uită de împărtășanii. Chiar și așa, Dumnezeu ne iartă. Pentru că, așa cum am spus, în această taina Sfintei Liturghii, da? Care este jertfa cea fără de sânge, care se înfăptuiește de 2000 de ani încoace, Mântuitorul spune, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
De fiecare dată, în fiecare zi. Pentru că liturghia e în fiecare zi. Chiar dacă parohiile, de exemplu, slujesc în zile de sărbătoare, duminica, în mănăstiri, liturghia este zilnică. Și atunci, gândiți-vă, de fiecare dată se produce această iertare. Da? Adică trebuie să fim conștienți de lucrurile acestea. Și chiar rugămintea mea, să zicem așa, personală, e că atunci când venim la Sfânta Liturghie și când se rostește binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și așa mai departe, să fim atenți la ceea ce se întâmplă acolo. Da? Ca să învățăm sufletește ce avem de învățat și să ne încărcăm, pentru că după aia intrăm în societate, intrăm în această mică junglă în care nimeni nu ne mai odihnește, nimeni nu te mai întreabă, băi, ai nevoie de un pahar cu apă, ai nevoie de ceva ca să-ți fie bine, nu te mai întreabă nimeni. Atât, ești bun, hai la muncă. Știi cum e, cum trage vaca și boul la jug. Așa suntem. Nu te mai întreabă nimeni, nu? Doar singurul Dumnezeu este Cel care te întreabă acolo în suflet. Ai nevoie de ceva, vină la liturghie. Ai nevoie de medicament, vină și te împărtășește. Ai nevoie de ajutor, vină și te roagă. Și tot timpul te ascultă. Da? Luați aminte. Da? Pentru că lucrurile, să știți că nu sunt așa mărețe și complexe pe cât pare ele din afară. Și sunt simple, doar mintea noastră de multe ori e prea încălcită, cu prea multe lucruri, care n-au treabă cu realitatea lucrurilor reale. Și dacă vrem să ne așternem așa o pătură serioasă de învățătură, o temelie serioasă, să întrebăm. Chiar dacă venim de 20 de ani la biserică, chiar dacă venim și ni se pare că știm totul sau ni se pare că știm ce avem de făcut, nu-i prea târziu să întrebăm. Părinte, când este epicleza? Sau ce se întâmplă în epicleză? Sau ce se întâmplă când iese preotul cu Evanghelia? Pentru că dacă ar fi să facem un concurs de cultură generală duhovnicească, nu știu cât am luat examenul de trecere. Chiar și cu prezența la biserică, de ani de zile. Pentru că suntem atenți la altceva. La aproapele cât te înghiontește, la unul care stă cu lumânarea aprinsă și te enervează că picură pe jos, la liturghia care tu trebuie să o dai la altar și trebuie să fie acolo neapărat după ce a început liturghia și trebuie să dai acolo și trebuie să-ți deschidă preotul ușa la altar. Nu ești atent la ce se întâmplă. Nu ești atent că trebuie să iasă preotul cu Sfintele Daruri sau nu ești atent că preotul trebuie să iasă cu Sfânta Evanghelie și ce se întâmplă acolo. Da? Spune Sfântul Nifon al Constanțianei, o chestie și cu asta închei, că în timp ce se citește apostolul, da? Asta este viziunea care a avut-o el. Lângă cel care citește apostolul, stă Sfântul Apostol Pavel neîncetat. Stă acolo, în urechea lui și îi șoptește cuvintele pe care le citește și le pune aici în inimă. Iar atunci când se citește Sfânta Evanghelie, cerurile se deschid și îngerii coboară. Așa, v-am dat așa un mic detaliu din ceea ce se întâmplă în timpul Sfintei Liturghii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că la vremea epiclezei, îngerii stau cu aripile acoperite pe ochi pentru că le este frică să vadă ceea ce se întâmplă în fața lor. Și noi suntem de vorbă unii cu alții, mai la o cafea dacă liturghia o auzim în difuzor afară, mai împărtășim o experiență de viață, mai vedem ce mai face copilul unia, ce mai face copilul celuilalt. Și trece timpul. Și s-a mai dus o liturghie. Da? Nu le luați ca pe o mustrare, dar poate să aprinde acolo o leacă beculețul și luăm aminte. Pentru că într-o lume cum este cea de astăzi, cu, să zicem, multe provocări, ca să nu intrăm în alte polemici, avem nevoie de un răspuns din partea noastră, nu din partea nimănui. Și partea mai bună a lucrurilor și partea pozitivă a lucrurilor, că avem cu ce răspunde. Nu cu arme, nu împușcându-ne unii pe alții, ci zidindu-ne sufletește cu tot ceea ce Biserica are să ne ofere. Amin și bucurie!